Dar ne întoarcem la prezent, pentru că sunt articole de presă, comentarii, potrivit cărora ar exista o preocupare din partea autorității române, din partea polițiștilor, pentru un fel de localizare a cetățenilor din Orientul apropiat. Avem o legătură telefonică directă cu domnul Cosmin Andreica de la Europol. Bună ziua, domnule Andreica! Ne puteți confirma dacă astfel de misiuni, sigur, extrem de delicate, sunt desfășurate de polițiști români? Da, bună ziua. Într-adevăr, aceste activități sunt realizate în mod curent. Sigur, depinde de context și de circumstanțe. Acele fișe de cazare pe care fiecare turist trebuie să le completeze, trebuie să fie puse la dispoziția autorităților în momentul în care se solicită acest lucru și este important și oarecum firesc ca și poliția română să dea o mână de ajutor pentru a putea preîntâmpina orice fel de potențial risc de escaladare a unor situații conflictuale pe teritoriul țării ca urmare a acestei intervenții armate în fâșia Gaza. Deci este un lucru firesc care se întâmplă în mod obișnuit. Acele fișe de cazări și acele informații cu privire la persoanele care sunt cazate ori sunt transmise. Poliția verifică principal dacă într-adevăr identitatea acelor persoane este una și aceeași cu cele de pe fișele de cazare și cu cele de pe actele de identitate prezentate la momentul în care aceste persoane din acele zone se cazează pe teritoriul României în unitățile de primire turiști.